Văd că toate fetele în această seară, juriul e pe dans, clar. Mahara și Vanda sunt superbi. S-au bazat pe apariția formației în platou. Evident. Tocmai pentru a diminua cât mai multă prezența altor persoane, nu, Corina? Mulțumim, Corina, pentru parcursul tău în această competiție. A fost fabuloasă, parcursul tău s-a încheiat. Glumeam. N-aș vrea să mă scuz, dar dacă pot să-mi zic povestea, o să zic. Da, te rog! Am o prietenă foarte bună, n-o să-i zic numele. Dar uite că mi-ai făcut-o. Da, aveam, trebuia să vină. Se lega foarte mult, era o prietenă, eram două prietene, aveam un moment. Nu am mai răspuns la telefon și iată-mă singură într-o a doua oară, dar de data asta mă doare pentru că era prietena mea foarte bună. Nu pot să cred. Ba da, se întâmplă și... M-a scuzat, ți-a dat țeapă pe românește. Da. Asta e. Welcome to the real world. Welcome to the real world, că așa se întâmplă în viață. N-am ce să zic mai mult de atât. Am făcut ce am putut cu ce am avut și cu ce mi-a rămas. Dar trebuia să aducă ceva și pentru ținută sau măcar asta e cum pentru trebuia? Pentru ținută asta mi-e ținută, bineînțeles, dar trebuia să fac ceva cu ea, era și îmbrăcată, era o idee în spatele conceptului, știam piesa, se lega totul, asta e. Corina, te-ai plâns atât, domnule, că nu devine dansatoare, nu știu ce, telefoane, mesaje, dar știi ce cred eu? Că tu de fapt n-ai avut un moment și nici o dansatoare. Fă așa o scuză cumva să te acoperi. Vom vedea ce spun jurații despre ținuta pe care a pus-o astăzi la punct Corina. Băieții, hai să o ajutăm! Bună! Ținuta mie mi se pare foarte bună. Nu știu cine trebuia să te ajute sau nu. Este o reinterpretare corectă. Îmi place faptul că nu ai venit neapărat înflorată și neapărat cu o fustă tipică a acestei zone. Eu ador orice produs vestimentar care are trenă, care are ceva care să curgă pe spate. Așa. Regina va aprecia trena cu siguranță și coloana, ca să nu vorbesc de salbele alea care mă omoară. Nu în ultimul rând, probabil că colega ta te-a ajutat și... explica într-o oarecare măsură și mustăcioara aceea, care mi se pare o chestie, așa, un clou extraordinar. Eu consider că te-ai prezentat mult mai bine când ai venit Gypsy dățile trecute, dar îmi place, te-ai gândit să faci altceva. Oricum, trena m-a cucerit, salbele m-au cucerit, coroana de aur n-avea cum să nu-mi ia sufletul. Mustăcioara o înțeleg și nu prea, de ce să mă dau acum eu lovită în mare înțelegătoare, dar ai avut un moment foarte bun și oricum, având Mahalarai Banda lângă voi, dacă n-aveți toate momente excepționale. Când m-am prins că avem band, m-am primat. Da. Îmi place cum ți-ai pus și trena. Poate pantalonul, nu știu, nu-mi place cum îți vin, dar în principiu ești ok. Mulțumesc. Dragă, eu ador această dualitate stilistică a ținutei tale. Mi se pare foarte sexy ideea că porți, nu știu, pantaloni pe o temă ca asta. Îmi place foarte mult și stylingul. Ești o combinație reușită, aș spune, între un Răzvan Firea și distinsa Mariana Șchioapa. Adică tu ai reușit să faci un mix seducător între el și distinsa Șchioapa, Mariana Șchioapa, celebra Mariana Șchioapa. Nu Cici, nu Cici, Mariana Șchioapa. Cu mențiunea că eu, dacă aș fi fost în locul tău, aș fi profitat de moment... M-aș fi propus un pic mai mult. Da. Și aș fi interacționat și cu formația. Mai bine spus, cu un anume personaj din formație. Cu cine? La cine te referi? Saxofon. Dragă! Dar asta nu înseamnă, Corina, că trebuie să vă dau și idei. Că dacă voi nu sunteți în stare să vă propuneți singure, nu o să vă propun eu în locul vostru. Corina este un copy-paste. Ea nu face altceva decât să preia... exact aceeași ținută, exact același moment și să le pună în emisiune. Asta este originalitatea Corinei. Hai să vedem notele pentru Corina. Deși ce? Deși ar fi fost ceva. Ar fi fost, Corina. Ar fi fost. Ia să vedem că saxofonul e pregătit. Nu știu dacă l-auzim sau nu l-auzim. Să dea nota prima? Păi da, e în funcție de note. Hai că m-am înfipt eu prima la notă. Bravo, Corina. Dragă, felicitări! Mulțumesc, Moris! Love story, pupaia șochii lui! O interpretare, mulțumim, dragă! Da, dragă! Mai departe?
Hai să dau eu. Nu o să-ți dau 4, o să-ți dau un 3 cu steluță. Mulțumesc, Cami. Cârcotașe sunt dragă fetele astea. 4! A venit regina! Ăsta regele, sau regina, sau regele, sau... Regele el, coroana e doar... Regina aici! Da, mai bine le spui celor regina de acasă, regina este aici, Linca! Da, și asta e adevărat. Regina regească, cea mai regină dintre regine. Rupura. Și cum avem cu toții tot felul de părți, vă invit cu mine în povestea mea, vă invit să mă descoperiți mai mult dincolo de această sticlă și să mă votați, bineînțeles, ca să rămân cât mai mult timp aici. Mulțumesc, votați 9 la 1206. Mulțumesc și eu, Corina!